găsit la jurnalul de TV Sud. Circa 50 de persoane și copiii acestora, locatari ai unui cartier din zona Narcisea municipiului Târgu Jiu, au protestat seara trecută în fața primăriei, asta după ce s-au trezit în beznă când au ajuns acasă. Din declarațiile disperate ale protestatarilor, aceștia nu ar mai avea curent în case, deoarece doi dezvoltatori imobiliari locali au uitat de plata facturii. Oamenii susțin că ar fi cumpărat parcele de pământ în zona respectivă și au edificat ulterior locuințele, însă titular pe partida de curent a rămas unul din cei doi dezvoltatori, întrucât persoana în cauză a uitat că este titulară pe partida de curent și trebuie să achite factura, furnizorul de energie a debranșat conturul respectiv, iar mai multe familii au rămas astfel în beznă. A fost o situație foarte încurcată legată de partida asta de curent. Dezvoltatorii au, au deschis o partidă în regim de șantier. Și la același abonat la electric are două locuri de consum. Și toate plățile noastre s-au dus în altă parte. Iar și noi consumăm datorie, da? Da, sumăm o datorie destul de mare. Pentru, 150 de milioane sau a fost suma deconectabilă. Aveți idee câte familii sunt? Peste 70. Nu mai aveți curent deloc. Deloc. E întuneric complet peste tot. Suntem 4 străzi. De când? De când s-a luat curentul? De astăzi, de pe la prânz s-a luat curentul. Dar noi am încercat de foarte multe ori, s-au depus dosare cu cereri, n-am primit niciun răspuns. Doar promisiuni de la primărie și atât. Practic aveți o datorie. Da, e o datorie, doar că nu e datoria noastră, pentru că noi avem dovezile de plată, doar că banii s-au dus în altă parte. Ce e de plată? Nu știm. Așteptăm autoritățile să ne dea o soluție. Am rămas fără curent și avem nevoie de el pentru că copiii mici trebuie neapărat să învețe. Și eu, de exemplu, sunt în clasa 11-a și vreau să dau în continuare pe arhitectură, dar nu am curent ca să învăț. Așa că noi așteptăm acum să avem o soluție la chestia asta, pentru că aparent nu vrea primarul să ne ajute. Nu știu. Sper doar să se rezolve cât mai repede, pentru că eu mâine am ascultare la istorie și este materie de bac. Capitala europeană a tineretului, din câte știu, Târgu Jiu. Aș vrea să vadă și domnul primar lucrul ăsta. În 2023 aducem copii în stradă, am rămas fără curent, nu avem utilități, nu avem nimic. Nu interesează, de 8 ani de zile venim. E mult de povestit, asta cred că ar trebui cei mai vechi în cartierul nostru. Dar, din câte știu, sunt mai multe proprietăți, drumurile sunt proprietate privată, sunt mai multe mărșevii făcute de... E vorba de o neplată, așa zisă neplată, pe numele unei doamne care habar n-are că există pe numele dumneei această partidă de curent. Din câte știu, s-au împărțit sumele pe care noi le-am plătit din strada Narciselor în strada Trandafirilor sau ceva de genul ăsta, s-au încălcit între ele, așadar noi am rămas fără curent. Cui ați plătit noi? CEZ-ului, bineînțeles. Dar sunt două partide pe același nume, e o încurcătură făcută acolo. M-a durat aici pentru că nu avem curent, am tot fost la primărie de nenumărate ori, le-am transmis situația că o să rămânem fără curent. Se va rezolva, dar când, nu știm. Am sunat acum la CEZ, doar mâine după ora 8. Din păcate, stăm fără curent până mâine după ora 8. Situația de astăzi este prezentată. Pentru că nu e nimeni la comercial care să poată lua decizia de rebranșare, probabil. Nu știu, nu ni s-a transmis. Poftim? Păi era în timpul programului. Au fost în timpul programului. Au tăiat la ora 4 ca noi să nu putem face absolut nimic până mâine. Mâine în ce condiții? Nu știm. Nici noi nu știm, nici ei nu știu. O ne lasă așa. Acolo noi suntem un singur cod de consum și suntem branșate undeva la 200 de case. Până acum nimeni ne-a luat în seamă, am tot făcut sesizări la primărie, am fost și la prefectură. Acum au început să facă câte ceva, dar din păcate s-a tăiat curentul. Acum noi suntem disperați că nu avem curent.
Păi noi nu avem, nu are ce să ni se aducă la cunoștință, pentru că niciunul din toți care suntem aici nu avem noi. Nu suntem branșați contract cu CEZ-ul. Noi dacă sunăm la CEZ, nu ni se dă nicio informație, pentru că proprietară pe branșamentul acela e Niculescu Ramona, care noi nu o cunoaștem. Conform GDPR-ului nu ne poate da niciun detaliu și am rămas să ne uităm în sus. Oamenii au ajuns la limita răbdării și așteaptă ca autoritățile să rezolve această situație. Edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că zona cu probleme este un cartier privat. Drept urmare, puterea autorităților este una limitată. Al municipiului Târgu Jiu, printre puținele cartiere private în care dezvoltatorul imobiliar, la vremea respectivă domnul Urdea, între timp au apărut diversi proprietari în acel cartier și a asumat prin PUZ-ul aprobat, prin hotărâre de Consiliu Local, că introduce toate utilitățile în cartier. Avem două mari cartiere private cu aceleași probleme. Cartierul de sus din Narciselor, acel cartier de care discutăm unde sunt vreo aproape 200 de locuințe, și mai avem un cartier în Drăgoieni, care aparține complexului energetic Oltenia, Drăgoieni 2. Da? Sunt tratate ca și cartiere private, adică oamenii ăia, oricând, ar putea să-și pună barieră la intrare și barieră la ieșire, ținând cont de faptul că tot ce aparține acolo este de domeniu privat, nu de domeniu public. Problema aceasta nu este de azi, de ieri. De fiecare dată au venit la noi. Între timp am și rezolvat anumite probleme determinate de calea de acces. Ieri, nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat, cel care deținea o parte din calea de acces spre cartierul lor a acceptat oferta noastră. Și în momentul de față urmează în câteva săptămâni să clarificăm acea situație și drumul care intră în acest cartier din zona Narciselor să fie deja drum public. Pe de altă parte, atunci când s-au localizat în acel cartier, știau foarte bine că nu există o sursă de curent decât dintr-un transformator privat, care aparține unor oameni de afaceri. Nici nu mă interesează foarte bine, nici nu știu foarte bine detaliile cui și ale cui sunt, al cui este acest transformator. Însă domnul Butoarcă de la CEZ, directorul general al CEZ Oltenia, încercând să ne informeze, ne-a adus la cunoștință că sunt niște restanțe la facturii de la beneficiarii acelui transformator. Și în mare parte beneficiarii acelui transformator sunt cetățenii care locuiesc în acel cartier. Acolo nu a fost asistat alimentarea cu curent din alte motive, ci din determinate de faptul că nu s-au plătit și facturile sunt undeva la nivelul a 40.000 de lei. Domnul director Butoarcă a spus în felul următor: domnule, dacă achită măcar o parte din aceste sume, chiar începând de astăzi, pot fi realimentați cu energie electrică. Nu este o soluție imediată. Noi și dacă ne-am dorit și în momentul de față am demarat procedurile în discuțiile cu CES pentru a găsi și o altă sursă alternativă pentru alimentarea cartierului respectiv. Nu ne putem duce decât până la limita de proprietate. Pentru că de la limita de proprietate încolo, toată acea suprafață de teren este privată. Proprietate cu cartierul, a cartierului. Da? Nu vom putea intra niciodată în interiorul cartierului, pentru că așa cum vă spuneam, inclusiv străzile din acea zonă sunt în momentul de față trecute în cadastrul unor persoane fizice. În situația de față, primăria nu poate avea vreo implicare pentru lipsa de curent din casele oamenilor pentru neplata facturii, ci, dimpotrivă, încearcă să-i ajute cumva pe cetățeni. După ce s-a luptat ani buni cu vechea conducere a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, care contestă modalitatea de obținere a titlului academic, primarul Marcel Romanescu a reușit să demonstreze că sancțiunea primită din partea universității nu a fost una corectă. Nu s-a analizat însă dacă acesta a promovat în funcția de conferențiar universitar în baza unor lucrări plagiate sau chiar inexistente. Consiliul de Etică și Management Universitar din cadrul Ministerului Educației a decis în favoarea primarului Târgu Jiului Marcel Romanescu în litigiul cu Universitatea Constantin Brâncuș. Nu, era un război pe care eu l-am înțeles de la început. N-avea nicio treabă cu calitatea mea de profesor. Acest război s-a declanșat în campania din 2020. Ulterior s-a dus la bun sfârșit în 2021, atunci când mi s-a emis o decizie în care mi se aducea la cunoștință că am comis anumite fapte de care nu știam. În 2008, pentru că ne referim la aspecte care s-au întâmplat în anii 2008-2009, eu am depus un dosar de concurs cu toate documentele necesare la acel dosar
Și după 12 ani, aflasem că dosarul meu nu mai este în regulă. Deși acel dosar cu toate lucrările, cu toate cărțile, trecuse prin mâna evaluatorilor, care au spus și orice poți să infirmi sau să confirmi, dar nu poți să negi realitatea că acele cărți și lucrările existau la dosar la momentul acela. Mai mult decât atât, dosarul meu de concurs face parte din activitatea mea și, și trebuia să fie undeva la compartimentul de resurse umane al universității. Bun, e un alt subiect. Părerea mea este că nu au urmărit altceva decât să mă decredibilizez. Pentru că știu foarte mult cu câtă mizerie și cu câtă răutate am fost atacat în ultimii 3 ani de zile. De fiecare dată, când ajungeau, așa zis, și competitorii ai mei, tot timpul spuneau Romanescu a plagiat, Romanescu a furat, Romanescu... Uitați-vă că o comisie națională, și asta cred că trebuia în primul rând să facă universitatea, să aștepte o decizie finală. Așa cum eu am acceptat hotărârea comisiei de la nivelul Universității Constantin Brâncuș, trebuia ca toți să așteptăm să vedem ce spune Comisia Națională. Comisia Națională zilele trecute s-a pronunțat în unanimitate. Pentru că am pus pe pagina mea și pentru cei care au citit, 9 din membrii Comisiei Naționale de Etică și Management au stabilit că n-am produs niciun fel de faptă ilegală. Cu toate că a fost denigrat în spațiul public, Edilul susține că nu se va îndrepta împotriva universității. Oamenii au considerat că mi s-a făcut o mare nedreptate. Nu mă voi îndrepta nici împotriva Universității Constantin Brâncuș, nici împotriva celor care au executat ordine. Pentru că ar trebui într-un fel să mă îndrept împotriva instituției în care mă voi întoarce într-o zi. Și nu mă interesează aspectele de natură financiară, adică nu-mi trebuie bani de la Universitatea Constantin Brâncuș sau de la niște oameni vremelnic puși pe anumite funcții care au executat doar un ordin. Atâta tot. Că le port, cum să vă spun, cam așa în sufletul meu o anumită amărăciune este. Pentru că, din păcate, cel care mi-a făcut sesizare este fostul rector al Universității Constantin Brâncuș, domnul Purec, care venea în birou la mine în primărie și îmi spunea, fără ca eu să știu cine îmi făcuse sesizarea, îmi spunea, stai liniștit, Marcel, nu e niciun fel de problemă. Cine a făcut sesizarea asta e un mizerabil. Ca să aflu ulterior că cel care mă bătea pe umeri și îmi spunea că totul în regulă era tocmai persoana care îmi făcuse sesizarea. De câtă mojicie poți să dai dovadă să faci o sesizare împotriva unui coleg. Da? Și ulterior să vii și să-i spui, stai liniștit, nu e niciun fel de problemă. Rectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Luminița Popescu, susține că primarul Marcel Romanescu a demonstrat de fapt că procedura prin care a fost sancționată de Senatul Universității nu a fost una corectă, dar nu este absolvită de acuzațiile de plagiat. Senatul Universitar a greșit atunci când a invalidat, respectiv a validat 2 rapoarte de caz ale Comisiei de Etică și a avut în vedere Consiliul de Etică și Management Universitar faptul că nu s-a respectat cadrul legal și, respectiv, Comisia de Etică nu se subordonează în niciun fel Senatului Universitar și, prin urmare, rapoartele de caz ale Comisiei de Etică nu se supun validării sau invalidării de către Senatul Universitar. Practic, din această rezoluție rezultă doar atât că nu s-a respectat legea în ceea ce privește asigurarea independenței Comisiei de Etică a Universității. Mai mult despre eventualul plagiat sau despre prezența sau absența cărților care pot să facă o presupusă analiză de plagiat, nu pot să vă spun, pentru că nici Consiliul Național nu cred că a avut în vedere acest lucru. Din rezoluție atât rezultă faptul că nu s-a asigurat la nivelul universității independența Comisiei de Etică și, prin urmare, Consiliul de Etică și Management Universitar a dispus anularea hotărârilor de senat prin care se valida, respectiv se invalida, un raport de caz. 2 cărți scrise de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, în calitate de cadru universitar sunt de negăsit, iar acesta a fost pedepsit de către conducerea instituției de învățământ superior, la care a activat până în momentul în care a fost ales în fruntea orașului. Uzina de agente termic și alimentare cu apă Motru este în impas. Principalul furnizor din municipiu are probleme financiare mari din cauza debitelor de peste 15 milioane de lei. Conducerea societății se teme că nu poate să le asigure salariile celor 147 de angajați.
Nu mai avem bani în conturi, trebuie să ne luăm salarii, să plătesc dări la stat. Asociațiile plătesc foarte puțin, 2 miliarde și ceva de lei vechi pe lună, a declarat Dorel Drăghici, directorul OATA Motru, la un post de radio local. Șeful OATA Motru spune că debitele care trebuie recuperate de la asociațiile de proprietari au ajuns la 158 de miliarde de lei vechi. Dorel Drăghici mai spune că deși sunt câștigate procesele cu debitorii, executarea durează mult. Degeaba avem banii pe hârtie dacă nu și fizic, a mai adăugat directorul OATA Motru. Garda de Mediu Gorj a demarat o acțiune de control în satul Ploștina în urma unor informații apărute în spațiul public, conform cărora mai multe deșeuri ar fi fost arse în incendiile de vegetație uscată. Pentru săvârșirea acestor nereguli a fost deschis un dosar penal. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au efectuat cercetări împreună cu reprezentanții Poliției Municipale Motru cu privire la deșeurile arse în incendiile de vegetație uscată din satul Ploștina. Verificările efectuate au pus bazele unui nou dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de incendiere a deșeurilor. În urma unor informații apărute pe rețele de socializare, dar și în urma relaționării directe cu Inspectoratul de Situații de Urgență, am constatat că în zona Motru, Ploștina, au existat incendii de vegetație uscată. Ne-am deplasat la fața locului împreună cu reprezentanții ai Poliției Municipale Motru și la data constatării a fost observate că în cursul acestor incendii au fost arse și deșeuri abandonate. Față de această situație, comisarii Cărții de Mediu împreună cu reprezentanții Poliției au pus bazele întocmirii unui nou dosar penal pentru incendiere de deșeuri, cunoscându-se faptul că în acea zonă Garda de Mediu a mai făcut o sesizare penală pentru îngroparea deșeurilor provenite de la populație. Au început virozele. Cei care vor să se protejeze de gripă pot face vaccinul împotriva acesteia. Campania de vaccinare este în plină desfășurare, iar ca noutate este faptul că imunizarea se poate face și în unele farmacii. Mai exact acolo unde personalul are pregătirea necesară pentru a administra serul. La Gorj există doar câteva farmacii care s-au înscris în programul pilot de vaccinare. Persoanele care pot beneficia de vaccinarea antigripală gratuită sunt copiii, gravidele, dar și persoanele aflate în evidență cu afecțiuni medicale. Dacă până acum vaccinul antigripal se ridica către medicii de familie de la direcțiile de sănătate publică, începând din această lună, vaccinul antigripal poate fi ridicat direct din farmacie în baza unei rețete de la medicul de familie. Mai exact, persoanele din grupele de risc primesc o prescripție medicală, se prezintă la farmacie, ridică vaccinul antigripal și se întorc la medicul de familie să-l administreze sau pot să beneficieze de vaccinare chiar în farmaciile care s-au înscris în acest program. De vaccinare antigripală gratuită beneficiază copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, gravidele, toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 19 și 65 de ani aflată în evidență cu afecțiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, oncologice, boli autoimune, transplant și persoane cu infecție HIV. Nu în ultimul rând, beneficiază de vaccin antigripal persoanele cu vârste de peste 65 de ani, precum și personalul medico-sanitar și auxiliar. Noi recomandăm această vaccinare antigripală pentru că, deși este considerată o afecțiune banală, gripa este o boală foarte contagioasă, cu morbiditate și mortalitate semnificative. Vaccinarea antigripală este eficientă, mai ales că la sfârșitul anului 2019 a apărut virusul COVID-19, care s-a răspândit foarte repede, iar ținând cont de circulația concomitentă a celor două virusuri, vaccinarea antigripală este și mai importantă, întrucât coinfecția virus gripal SARS-CoV-2 poate avea o evoluție severă, în special la grupele populaționale vulnerabile.
Cei care aleg vaccinarea antigripală în farmacii trebuie să știe că se realizează numai de către farmaciști care au absolvit cursuri în domeniu. Vaccinarea antigripală se poate face și în farmacii de către personal specializat, cei care au urmat cursurile pentru așa ceva. S-au făcut cursuri în centrele universitare, centre de specializare a farmaciștilor care se poate să efectueze vaccinarea antigripală. Persoanele care doresc să se imunizeze împotriva gripei sezoniere trebuie să se prezinte în farmaciile care s-au înscris în acest program și să solicite să li se administreze serul. Sunt cam 2-3 farmacii care s-au înscris în acest program. De multe, dar sunt. Ce trebuie să facă cei care doresc să se vaccineze antigripal? Să meargă în farmacie, să prezinteze vaccinul antigripal, iar în farmacia respectivă, personalul specializat pentru așa ceva se va face vaccinul antigripal. Ați avut până acum doritori? Sigur că da. Au fost cei care s-au adresat pentru acest serviciu. Vaccinul gripal nu este oferit gratuit în farmacii. Cei care doresc să le fie administrat trebuie să-l cumpere în prealabil. Administrarea lui în farmacie îi scutește însă pe doritor de un drum suplimentar cu vaccinul cumpărat din farmacie la medicul de familie. Saci plini până la refuz de peturi, sticle sau doze de aluminiu. Așa s-au prezentat târgujenii în parcarea unui cunoscut hipermarket din oraș. Oamenii reciclează în schimbul unor tichete în baza cărora pot achiziționa alimente sau primesc reduceri la produse alimentare. În schimbul unui element reciclat, cetățeanul primește 50 de bani. Caravana plată cu PET a poposit din nou la Târgu Jiu. Oamenii nu au stat pe gânduri și au venit încărcați cu sacoșe, saci și coșuri plini cu sticle, peturi și doze de aluminiu. În schimbul acestora, cetățenii sunt răsplătiți cu 50 de bani sub formă de voucher de cumpărături pentru fiecare recipient adus la aparatele de colectare selectivă din parcarea magazinului. Deși au așteptat minute bune la coadă, chiar ore, cum a fost cazul multor persoane, cetățenii susțin că ideea este una bună și că își doresc ca astfel de campanii să se desfășoare mai des și în mai multe locații. Că luăm o mâncare să mâncăm. Că servicii nu este... De cât timp stați aici? Așteptați. Acum de 2 ore, cred că. Cred că am 2 ore. Dar am stat aseară 3 ore și 4 ore aproape. Am stat foarte mult. Dar cum mi se pare ideea aceasta? E foarte bună. De ce să vă zic că nu e bună? E foarte bună. Mâncarea, cine nu... Un vas ia mâncare să mănânce. Îi ajută și pe oameni și în același timp contribuie și la reciclare. Da, bineînțeles. Fiecare are sticle, a luat suc, băutură, apă, de toate. E foarte bună ideea. E foarte bună reciclarea aceasta. Cât de la sticla? 50 de bani. Cum vi se pare ideea aceasta? Păi e bună, de a fie mai des. Să le adune mai repede, să nu... Am mai venit duminică, da. Cum vi se pare ideea aceasta? Domnișoară și domnule, e un început frumos, dar bun. Dar ce am văzut eu în Germania cu 18 ani, suntem în urmă mult. Suntem talpa Europei. Cât ați așteptat la coadă? Păi nu știu cât e ceasul, că n-am... De 2 ore stăm, de 2 ore. Și mai stăm încă, cred că o oră cel puțin, dacă nu mai mult. Aș vrea ca această campanie să se deruleze mai des, știm că ea are loc o dată pe lună. Băi, domnișoară, e un început bun, e firav, dar trebuia mai de mult. În 2006, în Germania, când am văzut eu, la magazin, la Obi, la Saturn, la Ziegen, cu peturi din ăsta, știți cât valora un pet din ăsta de apă minerală? 46 de eurocenți. La care? Poftiți? 50 de bani. La care apa, conținutul din sticlă, făcea 20 de eurocenți. Iar petul făcea 26, dar acolo n-am văzut hârtie ăsta nici atât, că neamțul nu-și permitea să arunca banul lui din buzunar pe. Și plus de asta, dacă el vedea autoritățile, era amendat. La noi nu e lege. La noi e anarhie. Este un început ce la noi. E un început, dar ar fi bine să mai țină, dar încă e firav. Voucherul este valabil de la data emiterii până pe 10 octombrie și valoarea bonului de cumpărături trebuie să fie cu cel puțin 0,01 lei mai mare decât valoarea voucherului. Recipientele colectate pot fi doar cele de băuturi alcoolice și non-alcoolice, maximum 50 de bucăți pe sesiunea de colectare. Campania Săptămâna Reciclării se desfășoară în același timp cu campania Reciclezi și Salvezi. Voucherul valoric de 50 de bani pe recipientul colectat este emis împreună cu voucherul de 10% reducere la tabletele de ciocolată.
vești bune pentru iubitorii de arte vizuale. Astăzi a debutat Festivalul Internațional al Artelor Vizuale Gorj-Fest, aflat la cea de-a 35-a ediție. Evenimentul din acest an va avea loc în 4 orașe, printre care și Târgu Jiul. Mai mulți artiști străini, dar și gorjeni, își vor expune lucrările în cadrul acestui festival. Deschiderea din acest an a Gorj-Fest a avut loc astăzi la 10:30 la sediul Facultății de Inginerie a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. La eveniment au participat atât artiști cât și oficialități locale și județene. Artiști din Bulgaria, Franța, Israel, Turcia, Cipru, Spania, Ucraina, Italia, Republica Moldova, Serbia, Maroc, Canada și România și-au expus lucrările în această după-amiază. Iată-ne la ediția 35, o ediție într-un fel jubiliară, dar în același timp o ediție foarte bogată. Bogată de ce? Nu în fiecare an, nu, la fiecare ediție ai avut posibilitatea să vezi 22 de lucrări brâncuși într-o singură expoziție. Cele 22 de lucrări vor putea fi admirate și joi la Timișoara, capitala europeană a culturii din acest an, unde are loc cea mai mare expoziție de artă din țară înghinată sculptorului gorjean Constantin Brâncuș. Oaspeții noștri din țară și din afară sunt invitați joi pe 5 octombrie la Timișoara, la Muzeul Național de Artă, să vedem cea mai frumoasă expoziție Brâncuș care s-a făcut vreodată în România. Nu este chiar cea mai bogată, dar este cea mai frumoasă, să spunem. Cu atât mai mult că custodele acestei expoziții este doamna Doina Lemni de la Muzeul Brâncuș din Paris. Festivalul Internațional al Artelor Vizuale Gorj-Fest a fost inițiat de Teodor Dădălău și Ion Cepoi în primăvara anului 1990 ca salon național de imagini document, fotografie și film documentar. Ziua Vârstnicului a fost marcată și la Drăguțești. Dichisiți și dornici să se distreze, circa 1000 de persoane din localitate care au vârsta de 65 de ani au avut parte de o petrecere pe cinste. Cei prezenți la eveniment s-au distrat până în miez de noapte, iar cuplurile care au împlinit o jumătate de secol de căsătorie neîntreruptă au fost premiate și felicitate de autoritățile locale. Maria a organizat pentru vârstnicii din comună o petrecere cu multă muzică. În ciuda vârstei, oamenii au arătat că încă sunt în putere și se pot distra ca în tinerețe. Bunicuțele și seniorii și-au făcut încălzirea pe ritmuri folclorice. Oamenii au aplaudat inițiativa primarului de a organiza o petrecere în cinstea lor. Ne întâlnim, nu știu cum mai așteptăm vecinii ca să fim împreună. Mergeți împreună? Da. E frumos, nu? Că ne mai întâlnim, ne mai vedem unii pe alții. Domnul primar a mai făcut multe pentru comună, ne-am bucurat, a reușit să asfalteze, să aducă apă. Chiar au grijă de vârstnici. Și eu sunt liderul pensionarilor pe comuna Drăguțești. Și mă împac foarte bine cu domnul primar. Ne ajutăm, îl ajutăm cu ce putem, dar e un om deosebit. E al patrulea an care vin consecutiv aici cu ai mei pensionari și să suntem foarte bine toți așa. Și în general e foarte bine. Inițiativă foarte bună. Noi pensionarii avem nevoie de așa ceva. Este ceva corect în comună. Mulțumim organizatorilor care s-au gândit la pensionari. Iar distracția este întoi. Să ne distrăm și noi. Că merităm să mai fie și o distracție. Abia ați așteptat să veniți astăzi? Nu că abia am așteptat, dar e o bucurie frumoasă pentru pensionari. O zi în an să merită. După un an de zile, oamenii din comuna Drăguțe se întâlnesc și cred că vin pentru socializare, vin să se vadă. Atâta bucurie n-am văzut de foarte mult timp. Ne-au încărcat de energie.
Și de fapt asta este Comuna Drăguțești. Ei sunt oamenii care au clădit comuna noastră și trebuie să le purtăm tot respectul. Merită tot respectul din partea noastră, sunt oamenii care au pus umărul să construim Comuna Drăguțești și le mulțumesc pentru prezența lor. Astăzi avem o tombolă, vreau să participe toți și o să participe toți la tombolă, este o surpriză. Am adus copiii care sunt viitorul nostru, soliștii de azi și de mâine. Avem toți piticii noștri care au fost la Școala Populară de Artă și sunt și o să-i încânte pe bunicilor cu melodiile aduse de acasă. La final, cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie au fost premiate de autoritățile locale. Partea domnului primar și al Consiliului Local și Primăria Drăguțești, avem câte un mic cadou pentru toți vârstnicii noștri care au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani de la căsătorie și haideți să-i aplaudăm în continuare pentru că merită! Vreau să-i aplaudăm și să le spunem la mulți ani familia Elenia. Nou weekend excelent pentru atletismul gorjan. În proba de maraton, Alina Eremia, Andreea Chivoiu și Mihaela Cepoi, sportive cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu, CSM Pandurii, pregătite de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, au câștigat titlul de vicecampioane naționale în proba de maraton pe echipe la senioare. Alina Eremia a câștigat bronzul și la individual senioare și va reprezenta România la campionatul balcanic de maraton de la Atena. Și Andreea Chivoiu a urcat pe podium, a cucerit argintul și a devenit vicecampioană națională de tineret. Și Mihaela Cepoi s-a întors cu o medalie de la maratonul timișorean, a luat bronzul la individual tineret. Evenimentul s-a desfășurat pe data de 1 octombrie la Timișoara. Sportivele legitimate la CSM Târgu Jiu și CS Pandurii au fost în prim planul curselor de maraton, atât la individual cât și pe echipe. Alina Eremia, care a câștigat anul trecut aurul în această competiție, a terminat cursa pe locul 3, dar a realizat cel mai bun timp al său în proba de maraton. Alina a terminat cursa în 2 ore 55 de minute și 11 secunde, ceea ce reprezintă un personal best, timp care a trimis-o nu doar pe podium, pe locul 3, ci și la Atena. Sportiva antrenată de Ion Bură va reprezenta România la campionatul balcanic de maraton la Atena. M-am clasat pe podium așa cum i-am propus. Am reușit un personal best de 2 ore 55 de minute și 11 secunde, ceea ce mă bucură foarte mult și abia aștept să reprezint România la campionatul balcanic de maraton la Atena, a declarat Alina Eremia, atletă la CSM Târgu Jiu. Andreea Chivoiu a reușit să cucerească argintul și să devină vicecampioană națională de tineret. O performanță excepțională pentru sportiva din Târgu Jiu, mai ales că ea se află la doar a doua sa cursă de maraton. A alergat foarte bine și a cucerit argintul în proba de tineret individual și a contribuit decisiv la câștigarea medaliei de argint pe echipe la senioare. Pot spune că această cursă a fost printre cele mai frumoase pe care le-am alergat. Cu toate că este o probă grea, cred că va rămâne printre primele cele mai frumoase curse. Le mulțumesc din suflet antrenorilor mei pentru tot sprijinul acordat și pentru că au crezut în mine, susține Andreea Chivoiu, atletă a CSM Târgu Jiu. Și Mihaela Cepoi s-a întors cu o medalie de la maratonul timișorean. A luat bronzul la individual tineret, deși nu a putut alerga la potențialul său maxim. Sportiva consideră că traseul a fost unul dificil, dar se bucură că a reușit să urce pe podium atât cu echipa cât și la individual. A fost o cursă destul de dificilă, dar am reușit să mă clasez pe locul 3 la individual tineret, pe un traseu destul de complicat, desfășurat pe 4 ture de 10,5 km, destul de încurcat printre străduțe, dar și cu un parc frumos, am înconjurat la Culbega și centrul orașului. M-am simțit ok, dar atât de bine cât să mă clasez pe un loc mai bun. A transmis Mihaela Cepoi, CSM Târgu Jiu. Un tânăr de 20 de ani din comuna Vlădești, județul Vâlcea, aflat în stare avansată de ebrietate la volan, a ajuns în această dimineață la spital. Amețit de aburii lui Bahus, șoferul a pierdut controlul volanului pe un drum național din localitatea de domiciliu și s-a izbit puternic de un parapet din beton. Bărbatul a fost rănit, iar mașina a fost făcută zob în partea din față.
Potrivit IPJ Vâlcea, din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că tânărul de 20 de ani din localitatea Vlădești conducea un autoturism pe drumul național 64 în momentul în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un parapet din beton. În urma impactului a rezultat rănirea tânărului, care a fost transportat la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Vâlcea pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,74 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier. S-a dat alarma în această dimineață pe o stradă din municipiul Craiova după ce acoperișul unei case a luat foc. Disperat, proprietarul a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Incendiul a izbucnit în această dimineață pe strada Crinului din Craiova. La fața locului a acționat detașamentul 1 pompier Craiova cu 4 autospeciale. La sosirea salvatorilor la locul intervenției, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit. Incendiul a fost localizat de pompieri și lichidat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale însemnate. Nu se cunoaște încă cauza incendiului, care urmează să fie stabilită de pompieri. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Perpelea și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!